După o vară deosebit de caldă și secetoasă, fenomene care au redus semnificativ producția agricolă, reprezentanții Monsanto au venit la Cârpiniș, în județul Timiș, pentru a le prezenta fermierilor români și nu numai, în condiții practice, ultimele noutăți tehnologice și soluțiile de limitare a pierderilor de recoltă, chiar și în condițiile unui an atât de greu încercat cum a fost acesta. Cea de-a cincea ediție a proiectului Farm Progress, desfășurată la sfârșitul lunii august pe exploatația administrată de Samson Popescu, a fost consacrată celebrării celor 100 de ani de existență a brandului Decalb, un adevărat simbol al productivității și bunăstării. Anul acesta, ca și noutate, avem expoziția de rădăcini de calb. Fermierii care au avut acces la produsele noastre, la sămânța noastră, știu de faptul că Decalbul este recunoscut ca și un brand de semințe cu o masă vegetativă destul de importantă, care valorifică foarte bine nutrienții din sol. Anul acesta, ei bine, au ocazia să vadă acest lucru într-un modul specializat. De asemenea, anul acesta venim cu o serie de soluții legate de semănat, venim cu acele experiențe în rânduri apropiate, în rânduri duble, unde se mărește suprafața sau se mărește densitatea la unitatea de suprafață. Este o soluție pe care, eu știu, fermierii din alte zone ale lumii deja o practică, este un răspuns practic la marea provocare a omenirii, aceea de creștere continuă a populației. De asemenea, avem partenerii noștri de la firmele colaboratoare care vin cu soluții și noutăți pe partea de fertilizare, pe partea de tratamente, pe partea de utilaje. Acțiunea dedicată informării fermierilor s-a desfășurat pe mai multe module, în care au fost explicate diferite tehnici de cultură, epoci de semănat și experimente cu diverse densități, în condiții de stres hidric și termic profunde. S-a pus accentul în special pe hibrizii de porumb convențional comercializați în prezent, însă a existat și o parcelă unde au fost expuse 12 linii ancestrale de porumb, soiuri și hibrizi care provin din baza de gene de calb. Fermierii au avut astfel ocazia să vadă cum arăta porumbul la sfârșitul secolului 19. Suntem la an aniversar, se împlinesc 100 de ani de când brandul de calb a luat ființă, ne datorim existența unor fermieri care au pus bazele acestei companii în Statele Unite. Iar anul acesta, împlinind 100 de ani, am vrut să aducem o parte din această istorie și în România și la acest eveniment. Astfel, pe lângă prezentările care au loc în corturi, la module, legate de istoria de calb, de diversele întâmplări pe parcursul anilor, avem și o serie de hibrizi sau de soiuri de porumb care provin din baza de gene a decalbului, pentru ca fermierii să aibă puțin contact mai mult cu istoria de calb, cu tradiția noastră, cu începuturile noastre, cum a început totul în acele vremuri. Și pentru că biodiversitatea reprezintă una dintre preocupările companiei Monsanto, organizatorii Farm Progress-ului din acest an au ținut să ne prezinte și câteva varietăți de porumb mai deosebite, cum ar fi porumbul alb sau cel destinat producției de biogaz. Cultivat în Africa și anumite regiuni din America de Sud, porumbul alb este exclusiv pentru consumul uman. În condiții normale, se seamănă la o distanță de 2 metri și 50 de centimetri între rânduri. Așadar, densitatea la hectar nu depășește de obicei 25.000 de plante. Este foarte tardiv, făcând parte din grupa 700 FAO. Pentru fermierii interesați de porumbul silos sau pentru producția de biogaz, compania Monsanto a prezentat în platforma de la Cârpiniș doi hibrizi tardivi, DKC5707 și NF5630, de talie înaltă și densitate mare, cu peste 85.000 de plante la hectar. Am adus o serie de produse pe care compania le vinde în celelalte țări ale lumii. Aș menționa aici porumbul alb, aș menționa bumbacul, aș menționa porumbul zaharat. Sunt o serie de produse pe care compania le comercializează în alte părți și am considerat că este oportun și pentru fermierii din România să aibă acces la aceste informații. De asemenea, la capitolul noutăți, venim cu o lansare de produs pe partea de erbicide. Produsul se numește Roundup Energy, cu o formulă inovatoare. Fermierii vor avea ocazia să vadă o serie de experiențe cu acest produs și, începând din primăvara viitoare, vor avea acces pe scară largă la această nouă tehnologie. La Cârpiniș am avut ocazia să stăm de vorbă cu Marian Coniac, fermier din județul Satu Mare, care a dedicat în acest an aproximativ 70% din suprafața cultivată cu porumb hibrizilor Monsanto. Administrăm o suprafață de 4.500 de hectare concretizată pe 3 ferme.
iar în structura noastră de culturi, porumbul deține o pondere însemnată, în sensul că din întreaga suprafață amintită, peste 2000 de hectare este cultivat suprafața cu porumb, iar din această suprafață mai mult de jumătate, chiar 70% aș putea spune, este concretizată în hibriz Monsanto. Care sunt hibrizii pe care ați contat anul acesta? Deci anul ăsta este un an total atipic, nespecific pentru zona noastră, în sensul că este un an extrem de secetos, în care, cel puțin încă din iarnă, când am făcut alegerea hibrizilor, m-am dus pe hibriz semi-tardivi de la Monsanto, respectiv m-am dus pe un DKC 5190 ca pondere mai mare și respectiv datorită secetei și datorită deficitului hidric extrem de accentuat, nivelul sau capacitatea productivă, potențialul genetic al acestui hibrid nu s-a putut manifesta conform planurilor pe care noi ni le-am făcut încă din iarna anului precedent. Despre producție ne puteți spune ceva? Deci cu toate că trecem printr-un an care este extrem de nefavorabil culturii porumbului, cred că pe cele 2000 de hectare cultivate cu porumb o să reușim să ne închidem pe o medie de 4.000-4.500 de kilograme bobe la hectar. Pe viitor, la ce vă așteptați? V-ați făcut un plan? Vă gândiți să vă extindeți suprafețele cultivate cu porumb? Eventual, știu eu, să încercați și alți hibrizi din portofoliu Monsanto? Deci, an de an, noi avem în testare loturi și platforme de la diferite companii, prilej cu care noi facem o permanentă selectare a celor hibrizi care se pretează cel mai bine tehnologiei pe care noi înțelegem să o aplicăm în zona noastră. Cu siguranță, suprafața cu porumb sau cultivată cu porumb an de an va cunoaște o creștere, însă noi suntem limitați și din punct de vedere al unui dăunător care, cel puțin pe zona noastră, ne creează mari probleme, mai ales atunci când discutăm despre monocultură de porumb. Iar datorită acestui, este vorba despre Diabrotica virgifera. Și, practic, acest dăunător putem considera că este chiar un factor limitativ al extinderii acestei culturi de porumb. Și în sensul acesta ați ales Monsanto pentru calitățile sale superioare ale hibrizilor? Deci hibrizii de la Monsanto au fost testați an la rând și am considerat că din toată paleta de hibriz pe care piața ți-o oferă, atenția noastră să se îndrepte spre hibrizii proveniți de la această companie, pentru că ne asigură o stabilitate și o siguranță, chiar și în condiții vitrege de cultură.